de traseul pe care îl parcurgem astăzi, câteva informații legate de localitatea din care am pornit. O să discutăm puțin și despre traseul pe care o să-l parcurgem într-o primă etapă până la Râmnicu Vâlcea, bineînțeles câteva informații referitoare și la orașul Râmnicu Vâlcea, capitala județului Vâlcea. Mai înainte de toate, vreau să vă spun că o să facem astăzi un traseu mai special, e vorba de Transfăgărășan. Șoseaua Transfăgărășan, urcând până la altitudinea de 2043 de metri în zona lacului glaciar de la Bâlea. Și vom face Transfăgărășanul integral, urcându-l de la sud și coborându-l în partea de nord la din Argeș în Sibiu. Băile Olănești este localitatea din care am pornit, localitate care are în componență stațiunea de unde am pornit adinaori, Olăneștiul, sat în care tocmai am intrat și pe care o să-l parcurgem de la un capăt la celălalt, satul Cheia, care este undeva în dreapta noastră la circa 8 km și cele 5 cădune, Mosoroasa, Pietrișu, Comanca, Tisa și Gurguiata. În toate aceste locații trăiesc astăzi puțin peste 4400 de suflete, iar denumirea de Olănești vine de la primul întemeitor al zonei, întemeitor ce este considerat velclucerul Toma Olănescu, cel care în anul 1527 a ridicat aici în Olănești sat o primă biserică. Vreau să știți că satul unde suntem acum este vatra întregii localități, pentru că de aici s-a dezvoltat ulterior întreaga zonă, și este vatra întregii localități pentru că aici avem trei biserici, ele fiind și cele mai vechi, dar și prima școală și prima primărie. O să încerc să vi le arăt acum de dimineață, nu știu cât se pot vedea. Spre exemplu, în dreapta aici sus avem o primă biserică, aici în partea dreaptă, Biserica Cormoșeș cu vramul Sfântului Ioan Botezătorul, ridicată în 1611. Apoi în partea stângă este școala Dumitru Bădescu, ridicată între 1910 și 1912, și tot în partea stângă sus avem Biserica Sfântul Nicolae, ridicată în 1527 de familia velclucerului Toma Olănescu. Tot aici în centrul satului unde suntem acum și tot în partea stângă, clădirea Gălbuie, de aici din stânga, actualul cămin cultural, este prima primărie a Olăneștilor, clădire de asemenea construită între 1910 și 1912, odată cu școala Dumitru Bădescu. Ați văzut până acum toate acestea foarte apropiate, avem imediat și cea de-a treia biserică, care este în stânga dumneavoastră, la circa 300 de metri lângă dealul din partea stângă, și se zărește de aici din șosea, chiar acum în stânga, o turlă albă de biserică, lângă dealul din partea stângă. E vorba de Biserica Valea de Case, cu hramul Arhanghelilor Mihail și Gavril, ridicat în anul 1689. Și abia acum ne putem da seama, prin vechimea acestor amplasamente, acestor obiective, dar și prin vechimea lor, că într-adevăr viața s-a născut aici, la sat. Stațiunea, până în jurul anilor 1850, era un loc pustiu și gol, fără nicio construcție, s-a numit inițial Livadie, apoi Livadia, denumire care s-a păstrat până în anii 1960, denumire pe care o mai păstrează astăzi unul dintre hotelurile stațiunii, dar și o stradă din stațiune. Despre dezvoltarea stațiunii Olănești și despre apele sale minerale o să vă povestesc cel mai bine la întoarcerea noastră către casă. Până atunci să vă spun doar câteva lucruri legate de traseul nostru pe care îl parcurgem deocamdată până la Râmnicu Vâlcea. Un traseu care coboară ușor-ușor printre aceste dealuri subcarpatice. Coboară de la altitudinea de 450 de metri, unde este situată stațiunea Băile Olănești, până în jurul altitudinii de 380 de metri, acolo unde este situat orașul Râmnicu Vâlcea, distanța între cele două fiind de aproximativ 21 de kilometri. În acești 21 de kilometri străbatem trei localități. Am intrat adineori în prima localitate, localitatea Valea Cheii, va urma apoi Păușești, Măglași și cea de-a treia va fi localitatea Vlădești.
Din toate aceste trei localități, în stânga sau în dreapta drumului acestuia principal, sunt drumuri secundare care urcă către o grămadă de obiective de aici, de pe Valea Râului Olănești. Și o să le luăm în ordine și o să vă spun despre fiecare. Spre exemplu, unde suntem acum, la Valea Chei, imediat va fi un drum în partea dreaptă, după ce vom traversa râul Cheia, care este principalul afluent al râului Olănești, râul Cheia care vine din dreapta dumneavoastră, din munții Căpățânii, și cred că se văd foarte bine în dreapta, acolo munții Căpățânii, dacă vă uitați în dreapta, în fundal. Și spuneam că drumul acesta din partea dreaptă urcă către munții Căpățânii, către Parcul Național Buila Vânturarița, către satul Cheia, parte componentă a localității Băile Olănești, dar și către Mănăstirea Iezăr, Mănăstirea Pătrunsa și schitul Pahomie. Tot în zona respectivă avem izvorul frumos, chiar lângă schitul Pahomie, peștera Sfântului Antonie, troița celor 300 de călugări și, nu în ultimul rând, izvorul tămăduitor al Sfântului Antonie. Tot aici, la Valea Chei, aici, în dreapta dumneavoastră, Mănăstirea Sărăcinești, mănăstire monument istoric de secol XVII, ctitorită în anul 1688, Mănăstirea Sărăcinești cu hramul adormirii Maicii Domnului. Este locul unde și-a început viața monahală, viața de călugăr, cu viosul Antonie de la Iezărul Vâlcea, ale cărei moaște se găsesc astăzi la Mănăstirea Iezăr. Și tot aici, la Mănăstirea Iezăr, la Mănăstirea Sărăcinești, sunt păstrate părticele din moaștele Sfântului Iacob Persul, decedat în anul 421. Intrăm de aici în cea de-a doua localitate, localitatea Păușești-Măglaș, care este o comună mare a județului Vâlcea. Sunt peste 6.000 de suflete și 7 sate, cel mai mare sat fiind cel din stânga noastră, dincolo de râul Olănești, satul Vlăduceni. Și o să vedeți că are într-adevăr cea mai mare și frumoasă biserică a zonei, biserică cu hramul tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Și de aici, din Păușești-Măglaș, din centru, un drum pornește în dreapta către schitul Jgheaburi, un schit care datează din secolul XIV, unde o primă biserică într-adevăr de lemn a fost ridicată la jumătatea anilor 1300, apoi s-a ridicat pe locul vechii biserici de lemn o biserică de zid, biserică care nu a rezistat timpului și a fost construită o altă biserică pe locul celor vechi în timpul domnitorului Matei Basarab. Deci de aici, din Păușești-Măglaș, de la monument de aici, în dreapta, drumul de 9 km urcă până la schitul Jgheaburi, care are hramul izvorul tămăduirii. Depășim centrul localității și imediat va apărea în partea stânga dumneavoastră, nu știu cât de bine se observă, sus, aproape de vârful dealului, acum se vede bine, o biserică mare cu două turle mari, una pe Naos, cealaltă pe Pronaos, și cu iconostasurile, picturile acelea exterioare, mari și frumoase, în care sunt reprezentate diverse scene din Biblie, dar și anumiți ființi din calendarul creștin ortodox. Am traversat adinaori, din nou râul Olănești. El a primit aici, la Păușești-Măglaș, cel de-al doilea afluent, râul Valea de Brădet. Apropo de râul Olănești, el este vecinul nostru de drum, din stațiune și până la Râmnicu Vâlcea. Râul Olănești izvorăște din amonte de stațiunea Băile Olănești, din munții Căpățânii. Are două izvoare, izvorul Bacea și izvorul Mânzu, și după 39 de kilometri se varsă la Râmnicu Vâlcea în râul Olt. În scurt timp vom ajunge și în cea de-a treia localitate, localitatea Vlădești, care este cea mai apropiată de Râmnicu Vâlcea, o localitate în plină dezvoltare. Avem și de aici, din Vlădești, un obiectiv turistic care poate fi vizitat, un obiectiv monahal. Din centrul Vlădeștiului se urcă de asta dată în stânga noastră, cale de 5 km și jumătate, până la fosta mănăstire Lacul Frumos, și o să vă explic imediat de ce fosta.
Mănăstirea Lacul Frumos este o mănăstire relativ nouă, începută construcția ei în anul 1997. În anul 2001, când a fost gata, a primit hramul Adormirii Maicii Domnului. Iar în anul 2017, mănăstirea Lacul Frumos a primit și un al doilea hram, e vorba de hramul Sfântului Nectarie. Și tot din 2017, mănăstirii Lacul Frumos i s-a schimbat denumirea din Lacul Frumos în mănăstirea Sfântul Nectarie Vlădești. Așadar, vedeți dumneavoastră că numai pe acest scurt traseu de 21 de kilometri avem o grămadă de obiective de vizitat, plus că în apropierea stațiunii Băile Olănești, în direcția est și vest, sunt două trasee de picior. În direcția vest se merge la Schitul Bradu, sunt 7 km din centrul stațiunii, iar în direcția est se merge la Atosul României, la mănăstirea Frăsinei. Pentru că avem deja un scurt răgaz până ajunge la Râmnicu Vâlcea, doar câteva lucruri esențiale legate de orașul Râmnicu Vâlcea. Vreau să știți că este un oraș vechi, atestat documentar în 1388, când cancelaria domnitorului Mircea cel Bătrân emitea un document în care Mircea cel Bătrân spunea cam în felul următor: Râmnicul, târgul domniei mele. Data acestui document este de 20 mai 1388. Cu toate că este un oraș vechi, Râmnicu Vâlcea nu este un oraș mare, populația sa depășind puțin 117.000 de locuitori. Din punct de vedere al suprafeței, am putea spune că este un oraș în plină dezvoltare. S-a construit și la periferia orașului Râmnicu Vâlcea, cum s-a construit la periferia majorității orașelor din România. N-aș putea să vă dau o cifră exactă a suprafeței, care este în continuă schimbare, dar pot să vă spun că din punct de vedere al formei, orașul Râmnicu Vâlcea este un oraș mai mult lung decât lat și situat în proporție de peste 90% pe malul drept al râului Olt sau Alutus, cum numeau romanii râul Olt. Cu toate că nu este un oraș mare, Râmnicu Vâlcea are o multitudine de atracții turistice și, de asemenea, multe posibilități de petrecere a timpului liber. O să încerc să le enumăr pe toate, dar înainte de asta, aici suntem în Vlădești, în centrul localității, și imediat drumul care pornește de aici din centru către stânga, cum ne arată și panoul care este undeva în partea stângă, se urcă la mănăstirea Sfântul Nectarie Vlădești. Vedeți acolo Sfântul Nectarie Vlădești, 5 km. Așadar, la Râmnicu Vâlcea se pot vedea, au mai rămas încă în zona centrală sau în apropierea zonei centrale, câteva clădiri vechi cu arhitectură veche și frumoasă, clădiri de sfârșit de secol XIX, început de secol XX. Au mai rămas de asemenea câteva biserici de secole XVII, XVIII și XIX. Există și trei muzee: Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă și Muzeul al Satului Vâlcean. Avem filarmonică la Râmnicu Vâlcea și două teatre, Teatrul Ariel și Teatrul Antontan. Două parcuri interesante și frumoase în același timp, parcul Mircea cel Bătrân și parcul Zăvoi. Acest al doilea parc, parcul Zăvoi, este locul unde pentru prima dată, la 29 iulie 1848, s-a intonat pentru prima dată actualul imn de stat al țării noastre, imnul Deșteaptă-te Române. Da? Deci 29 iulie 1848, în parcul Zăvoi se cânta pentru prima dată Deșteaptă-te Române. Pe panoul din dreapta, jos acolo cu galben, scrie atestat în anul 1388. Deci intrăm așadar de aici, în Râmnicu Vâlcea, prin partea de vest a orașului. O să ajungem imediat în centrul său și apoi ne vom îndrepta către est, vom traversa bătrânul Alutus, Oltul, și ne vom îndrepta către o primă capitală a țării românești, e vorba de orașul Curtea de Argeș, singurul oraș de la noi din țară
care mai păstrează acest apelativ de curte, da? Curtea de Argeș. Un ultim sau câteva ultime amănunte legate de Râmnicu Vâlcea. În afară de ce v-am spus până acum, în apropierea parcului Zăvoi avem și căsuța lui Anton Pan. Anton Pan, cel care a compus muzica pentru imnul Deșteaptă-te române. Această căsuță veche de Târgoveț, în care Anton Pan a locuit cu chirie aproximativ 6 ani de zile, nu se află pe amplasamentul său de origine. Întreaga construcție fiind strămutată în luna noiembrie anului 1982, fiind strămutată 39 de metri. Traseul excursiei de astăzi este un traseu circuit. Ne vom îndrepta într-o primă etapă către Curtea de Argeș, după cum vă spuneam mai devreme. De la Curtea de Argeș, unde vom face popas, vom urca către nord și vom face o a doua oprire la barajul Vidraru, și acolo am să vă povestesc despre această construcție hidroenergetică. Apoi de la barajul Vidraru vom continua urcușul nostru către vârfurile Făgărașului, către Pâlea Lac, trecând pe la Valea cu Pești, apoi pe la complexul turistic Capra și Cascada Capra, iar de acolo vom trece prin tunelul rutier de la Paltinu, cel mai lung tunel rutier de la noi din țară, și vom ajunge, sper eu, ca de obicei, în jurul orei 12, sus la Bâlea Lac, unde zilele trecute chiar a nins, da? Probabil că o să vedem prima zăpadă, sau dumneavoastră, prima zăpadă de toamnă a anului 2021. La Bâlea Lac vom face popasul pentru masa de prânz, da? Acolo aveți posibilitatea, acum nu pot să mai zic, să mâncați la iarbă verde, cred că e acoperită de zăpadă, da? Cei care aveți pachet la dumneavoastră, dar există două variante, alte două variante, există o cabană acolo, cabana Paltinu, sau cel mai bine, unde mănâncă de obicei turiștii, lângă zona de camping, lângă zona de parcare, există o terasă mare unde se poate, o terasă închisă, da? Unde se poate mânca mai repede și mult mai bine. După ce vom pleca de la Bâlea Lac, vom coborî pe versantul de nord al Făgărașului, către Bâlea Cascadă, unde ne vom opri din nou pentru a face o sesiune de fotografii. Iar de acolo vom coborî tot către nord și ne vom opri în prima localitate din județul Sibiu, localitatea Cârțișoara, la muzeul și casa memorială Badea Cârțan. În dreapta aici este parcul Zăvoi, vă spuneam, locul unde pentru prima dată, la 29 iulie 1848, s-a cântat Deșteaptă-te române, și imediat aici, în apropierea parcului, în stânga, o să vedeți dumneavoastră căsuța lui Anton Pan. Deci căsuța aceasta din partea stângă este căsuța lui Anton Pan, care nu a fost dintotdeauna în locul acesta. Ea a fost strămutată, spuneam, 39 de metri aproximativ de aici, de la colțul străzii, unde este acum banca comercială Raiffeisen. Chiar în fața noastră, la circa 100 de metri, putem spune că este kilometru zero al orașului Râmnicu Vâlcea. Noi aici vom face un scurt ocol. Înainte se mergea în față, se putea face la stânga, acum trebuie să facem la stânga pe strada Carol I, numită Argeș mai de mult. Aici o să vedem imediat și cele câteva clădiri mai vechi, dar și cele două muzee din zona centrală, Muzeul de Artă și Muzeul de Istorie. Deci pe partea dreaptă, o primă clădire este fostul restaurant Casa Vâlceană, actualmente se numește Trattoria Bella Giornata, clădirea aceasta din dreapta. Tot în partea dreaptă este Judecătoria Vâlcea, tot în dreapta Parchetul și Tribunalul Vâlcea, cele două clădiri din dreapta, și în stânga sus Statuia Libertății. Apoi pe partea dreaptă, după cum spuneam, câteva case cu arhitectură veche și frumoasă, unele mai îngrijite, altele mai puțin.
O să vedem imediat și cele două muzee de aici, din apropierea zonei centrale. Aici în stânga, Muzeul de Artă, cunoscut ca fiind Casa Șimian, în dreapta, Biblioteca Județeană Antimi Vireanu și imediat în spatele bibliotecii, Muzeul de Istorie al Județului Vâlcea. De aici putem zări și un colț al primăriei Râmnicului, clădirea Oului de Rață de acolo din față, în stânga bisericii. Iar clădirea aceasta de aici, din stânga, de peste stradă, este cea mai prestigioasă școală gimnazială, școala Tache Ionescu sau școala cu ceas sau școala generală numărul 1. În dreapta am avut Muzeul de Istorie, în partea dreaptă aici de asemenea o biserică veche cu Biserica Toți Sfinții, cu Hramul Sfântului Mina. Aici suntem pe calea lui Traian. Din nou în partea dreaptă Tribunalul Vâlcea. Da, vedeți, am făcut acest mic ocol, am venit pe strada de sus. Apoi în partea stângă este aici clădirea instituției prefectului. O să vedem imediat și cel de-al doilea parc important al orașului. Orașul are mai multe parcuri. Clădirea din dreapta, oficiul poștal, clădire care în 100 de ani nu și-a schimbat funcționalitatea, a fost întotdeauna oficiul poștal. Aici în dreapta parcul Mircea cel Bătrân, iar de aici coborâm către est pentru a traversa Oltul și a ne îndrepta către Curtea de Argeș. Ultimul amănunt și cu asta am să închei. Au mai rămas și pe aici case vechi, cu arhitectură veche și frumoasă. Doar atât am vrut să spun. Orașul Râmnicu-Vâlcea a fost declarat oficial 4 ani consecutiv, cu ceva timp în urmă, cel mai curat oraș din România. Ceea ce se poate spune, să știți, și astăzi. În stânga aici este Teatrul Anton Pan. Apoi tot acolo în stânga este clădirea casei tineretului sau casei sindicatelor, da? Casa de Cultură a Sindicatelor. Care sindicate, nu știu. Iar în dreapta aici, la circa 3-400 de metri, este gara CFR Râmnicu-Vâlcea. Să traversăm imediat Oltul și ne vom așterne către Curtea de Argeș la drum. Eu vă mulțumesc deocamdată pentru atenția acordată și vă doresc astăzi să aveți o zi cât mai bună și cât mai încărcată de amintiri frumoase. Vă mulțumesc deocamdată!
transportare acolo, se vede viaductul feroviar Ciofrângeni. Are 1600 și ceva de metri. Trebuia să fie cel mai lung viaduct feroviar. Îl vedeți? Se vede foarte bine, da? Și vă repet, tunelurile care erau în toate dealurile astea erau făcute, da? Nu știu starea lor actuală, dar în 90 s-a făcut, după cum spuneam, o probă cu o garnitură de marfă. Am ales varianta aceasta prin partea veche a orașului Curtea de Argeș. În dreapta sus aici a funcționat prima mitropolie a țării românești. În stânga era Curtea Domnească și vedeți aici Biserica Domnească din Curtea de Argeș. Am avut în dreapta aici statuia lui Basarab I în temeietorul. De aici, de la Curtea Domnească, bulevardul acesta drept ajunge la mănăstirea Curtea de Argeș și se numește Bulevardul Basarabilor. O să plecăm de aici, de la Curtea de Argeș, la ora 9, da? Deci aveți aproape o oră pentru a vizita aici, la Curtea de Argeș, noua catedrală regală, unde este mormântat regele Mihai și soția sa, unde este și mormântul lui Carol al II-lea, dar și mănăstirea meșterului Manole, da? Unde sunt cei îngropați ceilalți regi ai României. Vis-a-vis de mănăstirea meșterului Manole este și fântâna meșterului Manole, da? Deci nu vă grăbiți, este timp destul. E 8 este ceasul acum. Ia să vedem exact. E 8 fix, da? Deci la ora 9 fix vă rog ca toată lumea să fie înapoi pentru a continua călătoria. Mănăstirea Curtea de Argeș. Da.